Bombardamentele continuă în Ucraina noaptea trecută, dar și în dimineața zilei, locuitorii din Kiev, Odessa, dar și Sumy au fost zguduiți din nou de explozii. Este deja 26-a zi de când armata rusă atacă țara vecină. În Kiev, 8 oameni au murit după ce mai multe locuințe și un centru comercial au fost bombardate. Este alertă de securitate în Sumy, unde exploziile ar fi afectat o centrală chimică, de unde a avut loc o scurgere de amoniac. Zona afectată este estimată pe o rază de 2,5 și 4 km în jurul uzinei. Oamenii au fost îndemnați să rămână în locuri sigure pentru a evita să intre în contact cu substanța chimică, chiar dacă nu există pericol, spun autoritățile locale din regiune. 8 oameni au fost uciși în urma unor explozii care au avut loc într-un cartier din Kiev, unde sunt locuințe, magazine și birouri, a anunțat duminică seara primarul orașului Vitali Klitschko. Exploziile au avut loc în cartierul Podilei din Kiev. La fața locului au intervenit echipajele de salvatori și pompieri. Armata ucraineană a publicat luni dimineață imagini filmate la Odessa în care se pot vedea obuze care explodează în mare. În rezultatul atacului din Odessa, mai multe locuințe au fost distruse. În urma bombardamentelor rusești a avut loc o scurgere de amoniac în regiunea Sumy, mai exact la uzina Sumy Himprom. Informația a fost confirmată de șeful administrației din regiune, Dmitro Jvitski. Zona afectată se întinde pe o rază de aproximativ 5 km, a scris oficialul pe o rețea de socializare. Potrivit lui, deocamdată nu există nicio amenințare pentru orașul Sumy. Serviciul de stat de urgență al Ucrainei anunță că, potrivit informațiilor preliminare, un angajat al întreprinderii a fost rănit. Federația Rusă a lansat două atacuri cu rachete și în regiunea Rivne. Сегодня на Рівненщині три рази лунала повітряна тривога. Alarmele antiaeriene au fost declanșate de trei ori în regiunea Rivne. Rusia a lansat două lovituri cu rachete, inclusiv asupra unui poligon militar. La fața locului, o comisie specială evaluează pagubele. Liderul de la Kiev a venit cu o nouă adresare către popor. Volodymyr Zelensky a vorbit despre situația din țara sa și a repetat că Ucraina nu va ceda. La fel a precizat că unele coridoare umanitare sunt blocate de militarii ruși. Forțele ruse blochează unele coridoare umanitare ucrainene. Ei au venit să ne omoare și putem demonstra demnitatea poporului nostru și a armatei noastre. Suntem capabili să dăm o lovitură puternică, suntem capabili să ripostăm, dar din păcate demnitatea noastră nu va păstra viețile. 8 coridoare umanitare au fost agreate pentru ca civilii să părăsească Ucraina, dar niciunul dintre ele nu include orașul Mariupol, a anunțat viceprim-ministrul Ucrainei, Irina Verestiuc. Ea a precizat că eforturile de a furniza provizii umanitare orașului au eșuat. Între timp, în a treia săptămână de când centrala nucleară de la Cernobâl a fost preluată de ruși, s-a putut face un schimb de tură. Jumătate din personal au mers acasă, a anunțat Agenția de Supraveghere Nucleară a ONU.